Cine a fost Sfântul Dumitru, cunoscut și sub numele de Izvorătorul de Mir? Acest sfânt iubit a adus lumina credinței și nădejdea în inimile credincioșilor. Începând cu miracolul Izvorătorului de Mir, unde mirul s-a revărsat din trupul său în timpul martiriului, Sfântul Dumitru a adus vindecare și binecuvântare în viețile credincioșilor. El este cunoscut și pentru vindecarea bolnavilor și leproșilor prin rugăciunea și atingerea sa. Sfântul Dumitru a protejat orașul Salonic de atacurile dușmanilor și a oprit chiar și cutremurele care amenințau să distrugă biserici. Aceste minuni ale Sfântului Dumitru au adus speranță și putere în inimile oamenilor de-a lungul secolelor. Cu credință și devotament, el continuă să fie un far de lumină în viața noastră. Dacă crezi în minunile lui, distribuie celor ce sunt binecuvântați să poarte numele lui.